Hello everyone, welcome to Whirlpool AWD 45305. This is not my washer, it's my grandma's washer. I'm going to clean it as this doesn't have a clean for 4 years and the last clean was a fail as the heater burned out apparently. So now I'm going to do it in the safer way. I'm going to put two dishwasher tablets. Going to do cut a knife oil with super wash. What the fuck happened? With super wash. Let's hope it's the correct program. By the way, the dial just broke again. I saved the cotton 95 with super wash. It's the exact same duration I buy Whirlpool, by the way. I hope it's just more intensive program and will not break down again. Last time when I washed, the heater burned out. By the way, this thing is very, very, very dirty. You just have a water level, by the way. Yes, the motor is old. This motor is really old, 50 years old. No, original brushes. Cut a 95 is super wash. Stefan, I'm calling you. I'm calling you, Stefan. Reply. Go to your private account. Oh. Gata, te aud și eu. Vezi că motorul face foarte urât. Da, dă-și tu golul, nu mai dă-ne smau, mă, bă. E la maxim! A, nu, acum m-am urcat. Ok, am uitat să scot turație din greșeală. Să sperăm că nu dă eroare. Da, să nu dă F08, că s-a stecat heater-ul atunci. Și de acum se rezolvă eroarea aia mai exact? Deja văd apa maronie sau... Da, deja apa e neagră. Give me one! Dacă ați spălat numai la 30 de grade... Tu
tu îți va joc de mine numai la 30 de grade, albele la cele spălă, la tot la 30 de grade? Da! Fucking da, să știi că deja m-ai stricat și mai mult, da, aia lua ăla. Cum să speli albele la 30 de grade? Deci așa ceva nu am auzit. Avea o problemă și mai gravă. Am stricat dialul. Give me one! L-a stricat mai mult, de fapt. Nu știu cum. Bunica mea a dat cu apă pe el. Nu știu cum. Dar nu convine! Dar sper de că când am selectat bumba 40 de grade. Stai, tu n-ai băgat pe 90? Am băgat pe 90, numai că dialul e stricat și nu arată precis. Adică sintetic în 60 de grade e off. Aaa, lol. Da. Pentru că bumbac 40 și 95 au același timp. Crezi că reușim și noi vacanța asta să facem un washing? Sper. Da, parcă n-a început să se încălzească. Da, da, să a, se... două, efectiv la PowerPoint-ul lungi meu. Cred că în momentul ăsta deja era la 40 și ceva de grade. Că dacă dau pe autoclean, în 10 minute ajunge la 90. Asta încă face soaking. Sper că face niște distribuții. Pe mine deja efectiv se face rău la cum arată apa aia. Da, la mine eram un pic maroni, acum se face și mai maro și mai maro. Cred că curge apă din asta. Auzi, aici ai împământare? Da. Care, ziceai că ai bunica asta ta, ziceai că o face și ea cu curentul, nu știu cum? Da, eu ating în momentul ăsta. Mie care mi-a frică să mai ating și pe coul la cum face. Bă, să știi că eu că nu sunt șosete. Cea mai jurantă chestie. Deci, să când faci și tu mai repede 200 de tabuna, să iei și tu articolul ăla, să avem mașini la fel. Numai că am mai 800. Eh, give me one! Să calmeam o dacare, mă mie e mai bun. Bă, încă face soaking. Cred că acum ar trebui să înceapă să încălzească apă. Ok, vezi că eu acum mă ocup și de citit chat-ul. Da, dă time-out la ce e noi. Aoleu, cred că mi se face rău deja la apă, de la apa asta, e deja neagră. Nici nu vreau să-mi imaginez. Gata, mă opresc din imitatul ăsta, că după aia mi se pare că ne vezi tot chat-ul. Salut! Am auzit că vorbeai rău despre mine, Alex Rapșanu. Stai, ce? Că Alex Rapșanu vorbise rău despre mine, la alții. Vai. Nu-i dat time-out, că nu e nevoie. Nu-i dau, mă! Da, ți-am mai zis de un milion de ori, nu te mai băga în drame. Nu, dar am umblat eu. Bye-bye. Ia, face tambăluri mai intensive? Da, a început să încălzească. Da, face mai intensive, chiar face aproape distribuții. Auzi și tu ce struggle face motorul, nu? Nici măcar nu-l aud deloc. La mie face struggle o grămadă.
Deja plecați? Da, deja încep să aud motorul. Deja auzi că face struggle? Da. Anyways, o să beau puțin Pepsi. Mie mi se pare un delay între live la live. Da, adică eu, da, te aud așa, mă rog. Ui, pasă, în primul rând, adică pe mine nu mă ia. Aoleu, deja parlau la Nils Brand. Ce ai zis? Deja aud heater-ul. Da, deja s-a încălzit. Bă, deja începe să se încălzească apa. De la 60, acum e 20. Ok, deci avem aici la români Alex Rășcanu, Idris Duipan, așa, și spală mult. Și pe gaming YouTube e Idris, este Preda. În primul rând, lasă-mă, stai, nu mai vorbim, vreau să le zic ceva la ăștia de pe chat. În primul rând, salut la toți românii de aici. S-a lăsat așa un weird boy. Chiar mi-a fi sărut. Da, deja e 25 de grade apa asta. Aoleu, apa e neagră. Ce se tot aude în fundal, că dau mai încet. Poți să oprești televizorul? Nu, că eu mă uit la chat. Da, da, ți-e. Poți să... I-am set, e deja 95 de grade setat. Da, e dialul ăsta stricat. Și nu prea pot. Aude, are mobilurile bune sau sunt mai prost așa? Poftim? Cum sunt amortizoarele la mașina asta? Sunt duse. Ador mașina atunci la micro. Sunt duse, face destul de unbalance, dar face hang-up foarte well. Efectiv, îmi vine să pornim de la voie. Vreo 27 de grade, 28. Ia stai momentul. Întreabă cineva pe chat din ce an e mașina. Asta, această mașină de spălat rufe a fost produsă în 2001. Stai, 2001? Da! Să mă împuște cineva, dar nu trebuie. Cumpărată 2005. Deci, mai ții minte workbook-ul ăla pe care ți l-am arătat eu de a avea rugmentii sparți sau așa ceva? Da, e aproape, e în Denver de ăla. E un Denver 1000 de turat. E genul... În ce știe, ai văzut, e în cea la ăla care are display-ul mai mare. Da, ai tu care temperatura, poți să se teste în parat temperatura. O să încerc, efect, o să încerc să iau workbook-ul ăla de la... Așa. Mamă, deja au hită, nu e 33. Băi, auzi, tu crezi că ar fi bun un Bosch serie 6 pentru înțime să... Ai dos sau normal? Ce m-a oprit? Bă, a oprit hită-ul. Opri hitter-ul. Băi, era să o să pornească iar
de bază. La fel făcea și pe căul lui Lovile. Da. Știi, pornea hiterul lui Lovrea, pornea Obrea, pornea, mă rog. Da, sper de că nu este nou, că sper că nu e 40 de grade setat. Dacă e la 40 de grade, nu știu ce face. Tot au că hiterul pornește când face tumble. Tot au că hiterul pornește când face tumble, numai când face tumble. Eu nu te-ai rupt în timp. Arată-mi și mie un pic ăla dial-ul. Da, e stricat să-ți arăt. Ia. Ăsta e 90 de grade. 95. Ce caută tu mă acolo jos? Pentru că e stricat, să știi că iar aproape am reușit să stric și mai mult. Nu doar și după 95, nu știu. Dacă da pe 95, va face o centrifugare și clătire. Wow. Acest vorb înseamnă că e foarte mesat, nu? Bă, numai mie mi se pare că începe să facă distribuții încet, încet. Dacă opri de tot hiterul, nebunesc. Bă, o să fie abur în toată baia. Piatroasă garnitura. Cred că încă trebuie să încălzească mașina asta, dacă nu mai încălzește, înseamnă că am setat-o eu pe data greșită. Numai eu, că hiterul face, numai, cred că a dat pe o putere mai mică a hiterului, nu? Că acum am aflat că hiterul are două puteri. Eu care îmi doresc să mai îndepuși la bunica ta pe co și să faci service mode. Nu pot pentru că o să fac burnout la motor. Că deja era gata să fac bărba la motor. După aia mai vreau un corenie de la Youth Logic. Nu știu de ce, dar vreau. Unde tu la mesaje, că nu prea pot pentru că uite-te la telefon unde stă. Uite-te la telefon unde stă, că nici nu pot să răspund. Ok, o să vorbesc. Sensing. O curăță cu tabletele alea de mai mult. A luat 15 minute din program. Da, iuți pe 8 de rotații. Dar vreau de la fapt tot la primul. Da, să știi că a luat deja... Ba, a început să încălzească iar acum. Nu mă curentez, sunt tot e sub control. Probabil că făceam și un live, cum zice. Dar mi-am adus aminte câte prostii am de spălat.
Pare pentru artic, doar că o să fac o bordură. Bă, apa e și mai neagră. Din ce în ce mai neagră. Observ, efectiv, gol. Închipesc că bagă și rufe foarte murdare la pic 30. Măcar eu când bag ceva mi-e rufe foarte murdare, o convind eu să pozesc că programe ceva, măcar jumătate oră mai mult. Bă, am început să mai fac tablări așa intensive. Eu acum vreau să văd dacă reușesc că nu mi-aduce un tip de făcături. Să-l bag la mine în cameră, aici, într-un pot, ceva, da. Să-l repară sau așa. Da. Mă, și asta-i rece. Eu care, dacă, efectiv, dacă vreau căldură în șed, lasă să spun ce fac. Ce? Dau un... Doamne, e duminică. E săpătaie și bagă mașina. Aici am făcut o excepție mai bine. Asta e o excepție, pentru că asta e curățare. Și nu spăl rufe, o curăț. Dar trebuie să recunoaștem, cu toții cred că am încălcat regula de a nu spăla duminica. Da, și maică mea. Asta e prima dată când o clap calc eu. Nu pot să-mi imaginez cât de fierbinte poate să fie apa în acest moment. Eu mă aștept de gol. Deja e foarte cald aici. Și nu e niciun geam. Deci pe chat numai români. Nu am băgat pe 40, dar dacă am băgat pe 40 s-ar termina, da, e ea mea. Mai citesc și eu din când în când. A pornit Hitler-ul acum la a doua putere. Deci eu acum îmi doresc să-mi iau mașinile de acolo și să fac și eu un șez de ăsta ca lumea. Eu nu mai am unde să construiesc pentru că deja am trecut peste când trebuie să construim. E peste 40! Eu când mă gândesc că articul meu, dacă fac până 90, este la, după o oră maxim, că las, că durează mai greu, de ieși vechi mașina, mă rog. Deci nu pot să pun mâna pe... Glass? Titlă, și dacă vreau pot să iau o tigaie. Și eu mai spăl. Și să fac o orbi. Păi ia. Da, nu, deci atunci. Are 40 și un pic de grade. Deci seama că încălzește la 95. Chiar peste 95. Deci reveni. Toată lumea a pățit să dus. Iau articul, îl bag pe un 90 cu ceva. Îl dau deschisă, dar acoperi în așa cum încât să nu sară apă pe mine. Ia să te îngălzească și cum este ea, o să faci un spin. Mașina asta de spălat rufe, știi pe ce face spin wash? Pe Super Eco face spin wash. A, da. Când o să te duci și tu să vezi engine-ul ăla, că deja... Păi, cam mereu ușa e blocată. Rare șanse am. Mie mi se pare culmea să ții o mașină de spălat 4 ani despachetată, împachetată, pardon, nefolosită, cumpărată de nouă. Deci, mi se pare culmea. Păi și e ce, a luat-o?
Pentru că i s-a stricat mașina, nu s-a mutat. Asta e așa cu mine, cred că ai mai zis. Că asta s-a stricat heater-ul, nu bunica ta trebuie să mai merge, l-a luat alta apă care s-o faci. Plus banii irosiți. De asta te-ai dat ție, pasta. Da, o să-mi o dea în curând. Frige prelungitorul! Ce-ai zis? Că frige prelungitorul. Frige. Deci pentru că nu e priza suficient de lungă, nu poate să ajungă până aici. M-am fript. 50 de grade și ceva. Are 50 de grade și ceva mașina asta. Ștefane! Mai aștept aici! Stai că fix acum s-a trezit părul meu să... Bucica are nervi, nu știu ce, stai un pic. Papa asta este chiar neagră de tot acum. I already feel steam coming out of the drawer. Oh my god. I hope the grass won't crack there. I just hope it will clean up nicely. Okay, the water starts to do a weird grow, but I think is that the water heats up a lot. Eu am vreo 100,
95 de abonați sau 195 de abonați. The washing machine is almost. It starts to get hot. Oh. În sfârșit, vrei spun și tu. Bă, are 70 de grade apa. Are 70 de grade. Oh, hai. N-au și tu heaterul. Eu mi-am mai așteptat să fac rău când am văzut apa aia. It's only 25 minutes in and the water is already very hot. My work will take like 50 minutes. It's just me or the water gets quiet. Care consider că e cel mai toxic YouTuber? Ce? Tu cine crezi că e cel mai toxic YouTuber din România? Din toate categoriile. În opinia mea, Marius Iancu. Aha, poți să-l bag pe Teo, te rog? Da. Există asta? Da, există, din toate categoriile. Dar el la categoria mașini de spălat. El e praf la mașini de spălat. Și plus că e ăsta, Leonard, m-a insultat. Comunitatea asta este... M-a insultat, adică zice că nu știu nimic despre mașini de spălat. Asta mi-a zis. Ai văzut, eu nu prea mă bag în drame, pentru că nu las. Plus că de ce să mă bag, adică... De multe ori eu sunt ăla care se uită. Bă, cum ar fi să facă spin wash? Bă, simt deja că vine abu. Dacă te-ar fi lăsat bunica ta lui curcumul, puneai să-l dau și făceai spin wash. Mamă, deja simt că... Bă, a oprit heater-ul. Lol. Cred că e la 25 de grade, sau teste. Cred că are 100 de grade dacă te... Tare frige! Bă, cum ar fi să facă spin wash? Ia să vedem ce mai pot acolo. Bă, mai... Bă, că e aproape de fază să facă spin wash. Păi ce-ai zis? Să facă spin wash. Mai are un pic și face spin wash. Da, pentru că acum face niște startup-uri de aia de spin wash. N-a pus mă calcon, a pus tablete de aia de mașină pe la bate. Astea mi se pare mai eficiente. E călduț aici pe sus, e călduț. Mai e frig. Partea din față, frige. Sertarul frige. Bă, pot să văd dacă merge. O să închid un pic lumina, să văd dacă văd aburi.
Let's try now. Oh, leg wash. Să știi că problema este așa, că nu îl deblochează ușa la temperatură mare. E bun! Atunci când o să facă 3. Bă, eu nu vreau să deschid. De ce e imaginea neagră? Pentru că am stins lumina. Cu totul? Bă, dar eu nu văd abur, dar cred că am văzut un pic de abur, dar făcea ca crazy. Văd cum iese abur de dedesubt, deja. Auzi, este curat de tavă. Stai un pic să pun antena și insertar. Bă, iese abur. Iese abur? Da. Ia, arată. Nu văd eu bine, dar cred că se vede pe cameră. Stai un pic, că pun așa. Fuge, murdărie! Știu, mă. Da, parcă am văzut un pic. Arată-mi și mie până atunci cum e sertat. Cred că o să te vei fi șocat. Imaginile pe care le vedeți vă va afecta emoțional. Pe gol meu vechi, care era negru de tot. Da. Da, știi ce mi-e frică? Că vreau să dau pe 0 și nu pot să dau turație pe 0. Eu deja transpir. Ba, asta e mica spate. Ok, acum o întrebare. Câți drumuri sunt pe ceantul ăsta? Sunt 7. 7 români. Păi. Da, sper decât să nu intre. Dacă vezi pe Teo, dă-i hide. Da, s-o păcase pe voi. Ok. Deja mi-am ridicat tricoul. Păi, cred că... Dar cu mine a vorbit în... Eu nu sunt român. Ne face o glumă. Tu urăști glumele? Că era mică efectiv, dacă făcea cineva o glumă, noi îl știm. Bă, tu realizezi că drive-ul ăsta e stricat? Realizez, nu sunt tot. N-a văzut și tu că ți-te pice 30 până la urmă 95. Cine știe pe Teo Pasalasche? El îl adoră pe Teo Pasalasche. Ăsta. Preda. Cred că a picat în capcana lui Teo. Bă! Stai, pică, am revin.
S-a îndoit, s-a îndoit acum cuva. Sau era de mult? Ce ziceai? Că s-a îndoit, s-a îndoit cuva. Mă, e mult mai grav decât la becul meu, așa că... Nu e așa grav? La mine la becul ăsta e... Da, nu mă duc acum în baie, că... Dar e mult mai îndoit, adică zici că are spider-ul mort. Cum a reușit? Calitate. Calitatea minunată. Beco. Foarte! Calitate foarte minunată. Prefer mai mult să-mi iau articul în locul la becul ăsta. Dacă te-a lăsat mama să arunci becul nou pe geam și să aduci articul vechi. Sau becul vechi, ăla care a fost mult mai... E pressure, pressure switch! Pressure switch! Da, la top load. Și mai am și ăla de la pop. Am descoperit cum merge un pressure switch. Bă, am descoperit cum face, merge un pressure switch. De la simplu, mă refer. Ok, am temporar, până o să iau eu pentru World Point un... Dacă mă întreabă dacă joc Brawl Stars, da, joc Brawl Stars doar că nu mă mai joc acum, gen, mă joc data plictiseală. Ăsta este cel mai toxic joc ever, în opinia mea. Prank! Eu mă mai joc de plictiseală. Anyways, bă, se, the pain is... Ștefan? Bad news! Zi! Paint starts to come off. Adică? Adică că se ia popseaua. Give me one! Și nu mai realizez că placa iese din loc. Revenim, da. Până o să luăm noi doar loc la hot point de la negru, care e instantan loc, am eu doar loc de la Vestel, să spunem că până... Bă, frige tot... Că n-am vrut să folosesc mașina cu doar loc de la mai, e, mai dă ceva un semn de viață aici? Nu, din păcate. Minunat. Bă, cum ar fi să... Uite cum mai e. Bă, deja e foarte, foarte, foarte cald aici. Simt că mă sufoc. Whirlpool True Quality. Bă, dar sper că nu se... Bă, știai că popa nu a fost curățată înainte de Drumplin? Ok, le. Da. Tu realizezi că pompa de evacuare n-a fost curățată înainte de drum clean. Da. Bă, mi-e frică că acum o să facă pompa foarte urât. Bă, știi că la pe Quick 30 mașina asta ajunge la 40 de grade în loc de 30. Cât timp mai are rămas mașina? Oră și 5. Oh, vai. Da, sper că pot să fac reset la spin. Bă, fac reset. Care e butonul de reset? Nu știu. Bă, și cum, că am uitat cum se face reset la Whirlpool-ul ăsta, adică ce trebuie să faci pe butonul ăla de reset? Cât trebuie să-ți ia? De ce? Păi în caz ca să am un centrifugă, să nu mai facă. Păi am găsit apa la mafie.
Nu, dar zic așa se fac, nu mă refer așa, în caz că să nu mai facă centrifuga aia finală. Mi se pare că pești pe ăla din pauză 3 secunde sau ceva. Adică, stai un pic. Adică pe ăsta mai... Cool down. Pe ăsta de mai sus. Face cool down? Da. Pe ăsta de mai sus. De stat. Până de jos. Pe ăsta de jos e de stat pauză. De ăsta mai sus, mai mic. Ok. Arată-mi și mie că și apă. Da. Let's see the water. Oh my god. Apă neagră. Cred că ai văzut și tu cât de nasoală e apa, nu? Acum e drain? Da, face drain. Acum face interfere. Auzi, ca să nu mai dureze atâta. Auzi, pune pe pauză și deschide ușa, că vedem că sunt la burghete. Nu mai e apă în ea. Păi da, că o să iasă stimul, mă. Nu prea vrea să fac chestii de-astea. Că o să devie bunica mea să spuneți. Oh my god! Uită-te în apa asta! This is what we got out. What the? Face reveal la tine? Da, că nu e un pic așa. Washer Boy 2009 face. Da, ne pare și eu. Au și tu motorul ăla. Very high, complet. No, it's not. O să-și dea seama, nu? Come on.
tutto opposto. Sorry, amici di me. Ha un po' tutto opposto. La miseria. Se era un unico energia avrebbe fatto una scena di stato. Faccio spin 3 minuti. Le aspetto un po' già, mamma. E perché sto prendo un separato? E non termina mai per il programma. Boh, credo sta spaccando di cuore. Dai, che è? Cercato tutto un po' capo. Grazie se quella testa forte mi è macina. Cosa ti dico? Un capo a miseria, capito? Vado in camiseria, a fare curata ma de fatto sono destul de surprins că apa asta e cura cristal. Ok, cristalul! First rinse, this is a low runner level rinse, then the second rinse. Or third rinse. And fourth rinse. Probably I think this is an extra rinse. Basically. You can see how... apa asta inca e fierbinte, nu mai e asa fierbinte, dar tot frige. Da, am avut noroc cu asta. Unii au noroc, unii au ghinion. Și înseamnă că trebuie să faci și cealaltă lume să facă să hacă Hayla Brand. Tu ai avut noroc cu oricul. Da, eu am avut noroc, efectiv. Și cu indexii și cu... așa, am avut noroc. Mie îmi plac mai toate mașinile, în afară de... Beko. Beko-urile astea noi și Kendo și Candy. Mie îmi plac Candy-urile noi, la nebunie, le ador. În afară de alea cu alea Smart Pro. Nu-mi plac alea Smart Pro, deloc. Instead, îmi plac decât Rapido-urile. Mie îmi plac... gen, îmi place Uber-ul lui Nagile de la Uber. Zice că... Wizard. Nici eu nu știu de POC, dar habar n-am. Dar cred că a fost filul care a căzut. Cel mai probabil, de la priză. Așa asta face destul de bine treaba. Îi dau rese când vrea să facă centrifugarea finală. Da, sper că merge butonul.
Deci trebuie să țin 3-4 secunde pe apăsă pe reset, nu? Zic, zic corect? Cred că da, nu știu. Păi nu ai încercat și tu reset la mașina ta? Da, da, ok, eu n-am vorbit în primul rând, dar nu are Claudia. Te duci la Claudia, când ai fost la Claudia, dacă ai dat reset vreodată, mai ții minte cum ai făcut? Mi se eu am dat reset doar la Arctic. De ce? Nu mai la Arctic. Hai să spun ceva. Deci, bă, a început să se răcească mașina. Acum are vreo 21 pic de grade. Lasă-mă un pic. Și atunci când am pornit articul pentru prima oară, era pe spin. Probabil că cei care au avut-o înainte au testat-o să vadă dacă scoate apa. Mă rog. Și a rămas pe centrifugare și a trebuit să țin apăsat pe butonul de start 3 sau 4 secunde, cam așa. Da, aici e un buton reset separat. Cred că 3-4 secunde, cum au zis alții. Sper să mă duc în service. Te bagi în service? Faci service, nu? Nu, dar sper să nu bagă în service. Apa e curată cristal, ca să știi. De cât că mai scap particule mici de tot. Auzi când o să fii cu articuri, poate vin și-ți fac baică de acolo. Vrei? Da, o stau în portă. Acum va... Copile va face handisaz. Pentru tine, asta va face handisaz. Face handisaz. Se pare că nu mai face nu face antisaz. Lasă-mă să te minte ce. Știi că putem să facem noi două blocuri de la foc mai să mai fie ericon? Cred că îi dau reset, nu? Îi dau reset sau nu? La 0 minute. Is it this not? Să se deblocheze ușa, nu? Da. Cred că o să opresc live-ul.
Ui, ce urât! Pentru că nu vrea să stau azi la spălat. Da, cu mine rămân cu papel, da? Da. Bă, să știi că mai pot opri mașina. Ok, ok. Bă, am plictisit, dar nu mai pot. Da, dar stă de 2 minute. Tocmai ce am aflat că cam ce vârstă ar fi avut vestărul meu. Deci că mă uitam pe door lock și zice aici odată. Cred că nu poate debloca ușa. Dă un pumn în ușă, așa fac și eu. Da. S-a deblocat? Da. Bine. I'm going to end the live stream. Bye bye. Bye bye everyone.